Berbecii își încep ziua cu niște drumuri scurte în interes de serviciu. Se întrevăd evenimente neașteptate, așa că ar fi bine să nu își facă planuri pe care nu le pot schimba. Începutul de săptămână îi găsește pe tauri cam irascibil. Este recomandat să evite discuțiile în contradictoriu cu persoana iubită. Gemenii încă se bucură de mini-vacanță, fapt ce îi poate nemulțumi pe șefi sau pe colegii de serviciu. Este posibil să le reproșeze că nu au terminat o lucrare sau un proiect la timp. Nativii Raci își dedică tot timpul planificării unui eveniment important în viața lor. Astăzi vor primi și o sumă de bani cu ajutorul căreia vor mai scăpa de datorii. Leii sunt nevoiți să dea dovadă de multă răbdare astăzi. O neînțelegere cu partenerul de viață ar putea duce chiar la despărțire dacă nu gestionează problema cu calm. Nativii Fecioară și încep săptămâna cu vești bune pe plan sentimental. Cei singuri au posibilitatea să întâlnească o persoană care să le atragă atenția. Balanțele au o zi extrem de încărcată, activitățile legate de casă și familie le vor da peste cap tot programul zilei. O vizită din partea unor persoane apropiate le va reda bună dispoziție scorpionilor, vor primi sfaturi importante de care ar fi bine să țină cont. Săgetătorii plănuiesc o ieșire cu prietenii, au multe de sărbătorit, așa că totul trebuie să fie perfect organizat. Capricornii își încep ziua plin de energie și hotărâți să înceapă un proiect important. Dacă sunt atenți și nu se grăbesc, au șanse mari de reușită. Vărsătorii ar trebui să se concentreze mai mult pe comunicare. Pe plan profesional, totul le merge excelent, însă este indicat să se gândească mai mult și la viața personală. Iar pentru pești, vin bani printr-o decizie oficială. Poate fi vorba despre o sentință pe care o așteaptă de ceva vreme.